E liniștea dinaintea lumii, înainte ca ziua să o ia la vale pe străzi, înainte ca timpul să-și înceapă prăbușirea, înainte ca asfaltul să-ți simtă pașii, e liniștea dinaintea lumii, înainte ca vântul să dăruiască valurile țărmului și viitorul să poarte forma nașterii, înainte ca amintirile să fie spuse de ochii prietenilor, în trecerea clipelor începem noi, în calmul dintre secunde lucrăm pentru ca tu să-ți găsești mâine visul construit, pentru ca familia ta să privească spre viitor cu încredere, pentru ca promisiunile făcute copiilor tăi să poată deveni realitate. În alergarea lui ieri, azi, mâine, noi punem în mișcare o lume pe care tu să o numești acasă. Un univers întreg cuprins în aceste cuvinte. Maurer Residence. Împreună scriem viitorul. Un proiect dezvoltat de Maurer Imobiliare, constructorii de visuri. Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la știrea cea bună. Avem știri bune și știri mai puțin bune astăzi, dar totuși vom concluziona că se poate încă face ceva într-un domeniu extrem de important. Până în alta, să vă spun două lucruri pe care le-am găsit astăzi foarte interesante. Studenții Facultății de Inginerie ai Universității Lucian Blaga din Sibiu au obținut 5 medalii, din care și una de aur, la concursul internațional de robotică Robotech 2019, potrivit unui comunicat de presă remis marți conform Ager Press. Echipele Cybertech și Powerbot ale Facultății de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu au câștigat 5 medalii la cea de-a 5-a ediție a concursului internațional de robotică, care a avut loc la Universitatea Politehnică din Timișoara în perioada 22-24 martie. La concursul, la care au participat peste 200 de studenți din Croația, Serbia, Macedonia, Italia, Egipt și România, sibienii au ocupat următoarele locuri. Locul 1 la proba Line Follower Enhanced, locul 2 la proba Line Follower Turbo, locul 3 la proba Line Follower Classic, locul 2 la proba de Freestyle, locul 3 la proba de ieșire din labirint. Se arată în comunicat. Este ceva extraordinar, avem tineri de perspectivă, care sperăm să rămână în România, să facă performanță în România, dar cine știe ce se va întâmpla. Într-o altă ordine de idei, platforma civică Împreună afirmă că a somat Ministerul Educației Naționale să transmită atenționări către toate inspectoratele școlare județene, în sensul că profesorii să nu se lase implicați în activismul unor ONG-uri care au drept scop reeducarea minții și sufletului copiilor români, prin activități ce implică în orice fel ideologia de gen, întrucât aceasta este intim legată de fiecare persoană în parte, intrând în sfera de dezvoltare fizică și psihologică a fiecărui copil în parte, nu a sistemului de învățământ prin reeducare colectivă. Platforma civică Împreună, compusă din 506 ONG-uri și 130.000 de membri susținători persoane fizice, anunță încheierea campaniei naționale Apărăm Copiii României și Identitatea Lor, prin care 300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerință a ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din țara noastră. Prin această campanie, cei 300.000 de cetățeni români somează Ministerul Educației Naționale, precum și Institutul de Științe ale Educației, să ia act de refuzul lor expres în ceea ce privește orice ingerință a ideologiei de gen. Știți ce înseamnă asta, dragi prieteni? Adică această tentativă care a pornit din Uniunea Europeană, că e ok să ai și doi tați, e ok să ai și două mame și din copilărie de la grădiniță ți se spun lucrurile acestea. Această inițiativă a fost prezentată deja la Ministerul Educației Naționale. Rămâne să vedem dacă va avea vreun ecou sau, știți dumneavoastră cum este România, totul poate îmbrăca forme politice. Nu știu ce ne așteaptă. Știu doar că astăzi încă putem stopa tăvălugul
nenorocirilor care pot să vină peste România. Seara asta vom afla despre faptul că România este în pragul colapsului demografic. Împreună cu noi, știrea cea bună este că se află domnul Cătălin Ivan, europarlamentar. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mă bucur foarte mult că ați venit! Mulțumesc mult pentru invitație! Avem șanse, domnule Ivan, pentru viitor. Uitați, românii noștri, tinerei, iau premii, sunt foarte bine dotați, mobilați intelectual, cum spunea cineva. Sigur, aici niciodată n-am stat rău. Am avut întotdeauna rezultate foarte bune, dar trebuie să ne uităm și să avem imaginea de ansamblu. Câți sunt acești tineri care au rezultate foarte bune, din ce familii provin ei, la nivel național, ca procent din numărul tinerilor din România, câți au șansa să trăiască într-o familie normală, cu ambii părinți în țară, cu venituri cât de cât bune care să le permită liniștea să se dezvolte armonios și să meargă la școală, fără griji, să poată să studieze și după școală. Câți dintre ei au șansa să aibă parte de profesori buni? Câți profesori buni dedicați mai avem în școlile din România? Și așa mai departe. Sunt foarte multe întrebări pe care, dacă ni le punem, vedem că tabloul este mult mai sumbru. Și vorbim despre analfabetism funcțional, poate la cel mai înalt nivel din Uniunea Europeană. Vorbim despre satele românești depopulate, despre urbanul mic, orașele mici depopulate, efectiv. Vorbim de aproximativ 450.000 de copii care au ambii părinți sau măcar un părinte plecat în străinătate. Vorbim de o dramă socială care practic amputează acest potențial imens pe care România îl are. Da, avem un potențial imens, avem tineri extraordinari, dar câți astfel de tineri nu se pierd pe drum pentru că statul nu are nicio soluție sau nicio preocupare pentru ei? Aș vrea să urmărim un material realizat de colegii noștri care să pună degetul pe rană cu privire la subiectul pe care îl vom dezbate în a doua parte a emisiunii noastre, dar așa câteva lucruri foarte, foarte importante. Apoi ne întoarcem puțin la activitatea și la viața dumneavoastră. Vă invit să urmărim un material împreună. Datele Institutului Național de Statistică arată că pe zi ce trece, populația României scade cu 350 de locuitori. Îngrijorătoare cifre. Dar oare ce părere au oamenii despre acest fapt? Pleacă afară majoritatea. Nu le convine situația, mai ales guvernul actual. Oamenii, în general, în ziua de azi nu se mai axează pe crescut copii, făcut copii nebunii. Pe primul loc, cred că e cariera. Și din cauza asta, cred că rata natalității a scăzut un pic. Oamenii se feresc să mai facă copii din cauza timpurilor pe care le trăim. Salariile mici și pensiile mici și condiții nefavorabile pentru un român de a munci aici sau a învăța pentru elev care pleacă. Plecarea tinerilor în străinătate, locuri de muncă mai bune și atunci oamenii pleacă. În continuare vă invit să ascultați și părerea sociologului Cătălin Ionete cu privire la scăderea demografică și cauzele care au dus la aceasta. Într-adevăr, putem să vorbim de un proces de îmbătrânire demografică accelerat și în cazul României. Cauzele în cazul României în particular sunt, bineînțeles, scăderea natalității, adică oamenii fac mai puțini copii decât obișnuiau să facă. După 1990 avem a face cu un proces constant de scădere a ratei natalității. Dar în cazul României, spre deosebire de celelalte țări din Occident, principala, una dintre principalele cauze ale îmbătrânirii demografice este faptul că românii pleacă din țară. Cum era elevul Cătălin Ivan? Depinde în ce perioadă. Dacă vorbim de școala generală, cam ca orice copil, și cu năzbâtii, și cu... Am prins revoluția în clasa a 5-a, deci am simțit aerul libertății, așa, o libertate generală, se simțea în aer. În perioada de preadolescență și când am intrat la liceu, în liceu, ca mai toți colegii, am fost un elev mai rebel, mai... În ce sens rebel? În sensul că puneam în discuție toate regulile care erau... Nu întâmplător, după aceea, când am intrat la facultate, am fost lider
al Sindicatului Studenților Economiști de la Facultatea de Economie. Da, și ați avut-o pe doamna Ecaterina Andronescu în emisiune. În perioada în care eu reprezentam studenții de la Iași, doamna Andronescu era ministru, ca acum. Deci, așa, un arc peste timp mă face să mă simt tânăr, dar, pe de altă parte, totuși au trecut foarte mulți ani. Spune și asta multe despre învățământul românesc, faptul că tot pe doamna Andronescu o avem ministru al educației, deși o apreciez și o stimez în mod deosebit. Deci, am avut această latură de a care nu m-a lăsat să stau în banca mea și de fiecare dată când ceva nu mi s-a părut în regulă sau ceva putea fi schimbat în bine, să iau atitudine. Și a fost o perioadă frumoasă, cel puțin în facultate. Ieșeam, spuneam lucrurilor pe nume, mergeam la negocieri cu profesori, am făcut parte din Consiliul Profesoral. Era o efervescență pe care acum eu nu o mai văd nici în mișcarea studențească, și nici în rândul tinerilor. Mi se pare că sunt mult mai resemnați sau poate mult mai individualiști și au găsit un drum al lor și au făcut sau își fac un plan de carieră personal și își urmăresc foarte pragmatic acel drum. Noi nu aveam astfel de vise. Noi voiam așa un bine general. Ieșeam în stradă, organizam evenimente, spuneam, veneam cu soluții. Datorită acestei activități studențești, credeți că ați avut o mică experiență înainte să intrați în politică sau cum? Intrarea în politică a fost o continuare a activității mele ca lider al studenților. Toți liderii studenților sau toți cei, majoritatea celor implicați în mișcarea studențească continuau în politică. Era un parcurs firesc. Și ați știut lucrul ăsta din prima, de când v-ați apucat să fiți lider sau n-ați știut? Nu, eu voiam să lucrez atunci într-o multinațională. Eram student la relații economice internaționale sau tranzacții internaționale, cum se chema atunci specializarea, și mă vedeam lucrând într-o multinațională. Uitându-mă acum cu mintea celui care a ajuns la 40 de ani, îmi dau seama că m-a ferit Dumnezeu de această carieră, de ce, care atunci mi se părea luminoasă. Mi se pare că în acest moment o parte din multinaționale nu sunt de partea corectă a lucrurilor. Când vezi la Davos cel mai mare summit economic al lumii, că 6 cele mai mari companii din lume semnează un pact pentru susținerea LGBT-ului și își arborează acel drapel cu curcubeul pe toate clădirile, dar nu vezi pe nimeni să militeze pentru familie. Nu vezi niciun pact al marilor corporații pentru sprijinirea politicilor pro viață și așa mai departe. Că în 2015 toți europarlamentarii, inclusiv dumneavoastră, ați votat pentru LGBT. Nu, era o inițiativă, a fost un raport Lunacek la care m-am opus și apoi a fost foarte, foarte multe mici rapoarte. Acest raport spunea doar că e nevoie de o dezbatere mai aprofundată pe subiectele respective. În niciun caz nu era un raport de decizie, unul decisiv. La absolut toate rapoartele respective m-am opus și au fost mai mulți din grupul socialiștilor care s-au opus la momentul respectiv, deși grupul era în altă direcție, clar. Am înțeles. Și în acest context ați urmat cariera politică. V-ați gândit că o să reprezentați România la Bruxelles vreodată în tinerețea dumneavoastră, în activitatea asta sindicală? Când eram în mișcarea sindicală, și măcar nu era perspectiva Parlamentului European. Vorbim de anii 2003-2002. Nu, mă gândesc așa la visele tinereții. Domnule, o să fiu cineva. Nu mă vedeam în politică. Nu vă vedeți. Nu mă vedeam în politică absolut deloc. Mă vedeam activând profesional, v-am spus, într-o companie. Nici nu-mi plăcea PSD-ul. Practic, ca lider al studenților, eu luptam cu PSD-ul. Atunci era perioada în care PSD-ul era la guvernare, iar noi ca studenți cumva eram contra partidului care guverna. Acum nu mai sunteți în niciun partid politic, să înțeleg. Nu, ba da, am lansat în octombrie, 13 octombrie. Adică am să zic că nu mai sunteți în PSD. Sigur. Nu mai sunteți. Nu mai sunt. După o perioadă lungă de dizidență de aproximativ 5 ani, era timpul să plec pe alt drum pentru că nu v-ați mai regăsit în anumite principii. Nu, n-am mai găsit energia necesară pentru reformarea partidului din interior. Am tot sperat, cunoscând foarte mulți colegi
lideri de organizații județene, lideri de organizații de tineret, oameni cu care am lucrat de-a lungul anilor în PSD, știind cum gândesc, știind ce opinii au, speram că la un moment dat vor găsi curajul să se unească într-o mișcare și să schimbăm din interior partidul în ideea că o clasă politică se schimbă mult mai ușor dacă cel mai mare partid de pe scena politică se schimbă, se reformează. Atunci și celelalte mai mici sunt obligate să se reformeze și ele. Și a fost o luptă de câțiva ani de zile care până la urmă s-a finalizat cu victoria lor. V-a dus la concluzia că nu prea se poate reforma un astfel de partid din interior, să înțeleg. Cred că la un moment dat s-ar fi putut, dar cred că acel moment a fost ratat. Liviu Dragnea a știut foarte bine să-și anihileze opoziția în toate județele, organizații întregi dizolvate, oameni schimbați, puși alții foarte loiali în funcții. A știut să își securizeze poziția și cred că în acest moment PSD nu mai poate fi reformat sub nicio formă. E pe un drum fără întoarcere, un drum spre irelevanță. Eu am spus că în 2020, din inerție și din faptul că e la guvernare, va mai conta puțin, dar în 2024 nu va mai conta pe scena politică. Asta rămâne de văzut, o să vedem cu toții, însă în seara asta nu ne referim în primul rând la cadrul politic, pentru că noi nu facem politică în general și nu susținem niciun partid politic. Ne vom referi la câteva lucruri esențiale care țin de România. Presupun că dumneavoastră, fiind europarlamentar, votați pentru binele României, nu pentru binele unui partid sau pentru influența unui alt partid. Avem o problemă, domnule Cătălin Ivan, avem o mare problemă și anume România în câțiva ani de zile, de-a lungul a câtorva generații, aproape că nu va mai fi. Dacă mergem pe acest trend descendent demografic, unde pe primul plan, să zicem, stau avorturile la cerere, am omorât 22 de milioane de copii, iată o populație a României omorât în pântecele mamelor, pleacă în fiecare zi încă tineri din țară. Ați auzit ce au spus colegii mei în reportaj? Peste 300 de români pleacă în fiecare zi, pleacă. Și știți care este ciudățenia, pentru mine cel puțin? Până și romii, pe care noi, unii dintre noi, îi considerăm așa neimportanți, romii își păstrează limba, oriunde s-ar duce. Ei au limba lor. Maghiarii își păstrează limba. Sunt și alte națiuni care oriunde s-ar duce își păstrează limba. E bine, românii oriunde se duc se dizolvă. Nu mai vor să aibă de-a face cu România, pleacă în străinătate, se dizolvă. Spuneți-mi, vă rog, dacă a studiat puțin acest proces al demografiei, al scăderii demografice și ce concluzii ați tras? E un proces care e valabil în toată lumea civilizată. Toate popoarele din vestul Europei se confruntă cu acest fenomen. La noi este de câteva ori mai accentuat pentru că are loc și o depopulare din cauze economice a țării, ceea ce în alte state nu se întâmplă. În momentul în care am intrat într-o Uniune Europeană, cu o piață unică europeană, o lege veche a economiei spune că forța de muncă va migra tot timpul dinspre zonele mai puțin dezvoltate economic către economiile mai dezvoltate. Uitați-vă în interiorul României cum migrează populația de la sat spre oraș, dinspre orașele mari spre capitală, tot așa dinspre România spre țările din Europa de Vest. Deci avem o depopulare pe criterii economice a României, ceea ce putea fi preîntâmpinată dacă țările din vestul Europei erau solidare cu țările din estul Europei mai puțin dezvoltate și reușeam să armonizăm această dezvoltare economică, să creăm locuri de muncă bine plătite și în țările mai puțin dezvoltate economic, astfel încât forța de muncă să rămână acolo. Dar cinic vorbind, pentru țări ca Germania, Franța și alte state din Uniunea Europeană, populația din est venită să muncească a însemnat un câștig enorm. Practic a salvat românii, polonezii, bulgarii, cei care au venit din estul Europei, au salvat economiile din vest. Pe lângă această depopulare pe criterii economice, gândiți-vă că în România avem la 1000 de nașteri cam tot atâtea avorturi. În toate statisticile avem 490 de avorturi oficiale, dar în România doar clinicile de stat sau spitalele publice sunt obligate să înregistreze.
avorturile făcute la clinici private nu se înregistrează nicăieri, avorturile medicamentoase nu se înregistrează nicăieri. Deci, dacă e să facem așa o evaluare, este clar că avem cam tot acolo. Câte nașteri, atâtea avorturi. Dacă ne uităm cât de puțin tineri se mai căsătoresc în ziua de azi, cam care este numărul de copii pe familie, un copil, un copil și ceva, 1,3 cred că este media acum în România. Toate aceste cauze puse una lângă alta ne arată că ne îndreptăm spre un dezastru, că poporul român își trăiește practic ultimul veac de existență, că aceste trenduri statistice, deja stabilizate, după cum spun cei de la statistică, vor face ca la sfârșitul acestui veac poporul român să nu mai existe. Practic, chiar copiii noștri să trăiască în timpul vieții lor într-o Românie cu o altă populație majoritară. Este inevitabil. Dacă ceva nu se schimbă, în doar câteva decenii, arată cifrele, nu o spun eu, pentru că nu-mi place să fiu alarmist, dar sunt date concrete pe care le arată cei de la statistică, este chiar și un indicator care măsoară sau un indicator de alarmă care arată momentul în care o populație devine pe cale de dispariție. În momentul în care populația peste 65 de ani este mai mare decât populația sub 14 ani. Acest indicator, într-un mod ironic, a fost îndeplinit pentru prima oară de România anul trecut. Deci în an centenar, România a îndeplinit pentru prima oară acest indicator de deci populația de 65 extinție. De ani, mai mare decât populația de sub 14, de sub 14 ani. Practic, dacă se întâmplă, cum ziceți dumneavoastră, și nu ne trezim, și se întâmplă, cum zic statisticile, emigrare, plecarea românilor din țară, avorturile la cerere fără nicio problemă, așa cum sunt astăzi în România, cam în ce an nu va mai fi România, din perspectiva noastră? Eu am calculat liniar, pentru că nu aveam toate instrumentele sociologice. Adică la ce nivel este astăzi? Liniar? Da, liniar ar însemna ca în anul 1182, mi-a dat mie. 2182. Să nu mai existe nici măcar un român. Sigur că 2182 este un an foarte îndepărtat, în condițiile în care toate procesele astea se accelerează, iar fenomenul este progresiv. Cu cât pleacă mai mulți români din țară, cu cât nivelul de trai scade, cu cât populații externe vin și ocupă locuri de muncă prost plătite în România, pentru că, până la urmă, și economia trebuie să funcționeze, cu cât rata avorturilor rămâne mai mare, cu cât această politică LGBT devine tot mai pronunțată, cu cât copiii noștri învață tot mai mult în școli că, nu știu, fata poate să devină băiat mai încolo, că mama și tata nu mai sunt mama și tata, sunt părinte 1, părinte 2, că familia, ca nucleu de bază al societății, nu-și mai are sensul. Toate acestea accelerează acest fenomen și eu cred că orizontul de timp este mult, mult mai aproape. Sigur, dacă nu se întâmplă ceva. Deci în 2182, practic, nu va mai fi... Da, vom vorbi la trecut total despre poporul român. Mai de capul meu. Asta este foarte îngrijorător pentru sufletul meu, cel puțin. Când vorbim teoretic despre doctrine, despre idei, despre valori, despre familie în general, despre avort și vorbim despre fiecare în parte, nu avem imaginea de ansamblu. Când ne uităm pe cifre și începem să facem calcule și facem analize, acesta este rezultatul. Un rezultat foarte sumbru, foarte trist, înfricoșător. Și eu cred că dacă nu se iau măsuri astăzi, poate că astăzi încă nu este foarte târziu. Poate că încă mai putem să protejăm familia, să protejăm femeile aflate în criză de sarcină, să le dăm soluții astfel încât să nu apeleze la avort. Haideți să vedem concret. Care, din perspectiva noastră, aveți o viziune destul de largă, sunteți în Parlamentul European, ați văzut acolo tot felul de tendințe, tot felul de influențe, care ar putea să fie, din perspectiva dumneavoastră, soluții clare pentru că acest lucru să nu se întâmple? Adică România să continue, să fim vorba noastră, nu? De la Decebal, de la Traian, suntem aici pe aceste meleaguri, într-un fel sau altul ne-am înmulțit, am supraviețuit, am ajuns
iată, la 100 de ani de la Marea Unire, dar să nu regresăm, să nu colapsăm până la urmă, că asta este. Și noi suntem aici, doi indivizi, poate neînsemnați pentru istorie, într-un studio de televiziune, dar e vorba despre un popor aici, e vorba despre o tradiție, e vorba despre un suflet românesc, e vorba despre tot ce înseamnă, vorba unuia dintre lăutarii începutului de secolul 20, tot ce românesc nu piere. Iată că, că acest leitmotiv al lui Moscopol pare să fie desuet. Iată că piere și piere sub ochii noștri și nu ne trezim și nu ne interesează decât să ne fie nouă bine și celor apropiați ai noștri. Ce măsuri puteți spune pentru a preîntâmpina aceste măsurile lucruri? Sunt multiple din orice domeniu vreți, de la legislația muncii, de la politicile, de la educație, de la politicile de sprijinire a tinerilor, să-și întemeieze o familie, să-și construiască o casă, să aibă mai mult de un copil, să-și poată permite să întrețină acel copil, de la discuții legate de rolul femeii în societatea modernă. Pentru că, spre deosebire de bărbat, femeia are o decizie foarte grea de luat. Dacă își urmează o carieră profesională sau dacă face un copil, doi sau trei, ca să se ocupe și de educația lor. Bărbatul nu are această decizie de luat. Și atunci, aici, statul ar trebui să intervină să ajute femeia să aibă carieră profesională, să se poată împlini și profesional, dar în același timp să fie și mamă, să aibă și copii, să-i crească și așa mai departe. Spunea profesorul Astărăstoaie, fostul președinte al Colegiului Medicilor, că nu a cunoscut în toată cariera sa foarte lungă o singură femeie care să fi făcut avort și să nu fi avut, să nu fi trecut printr-o dramă personală, o dramă psihologică. Instinctul matern este foarte puternic. Femeia trece printr-o dramă în momentul în care renunță să facă copii pentru o carieră profesională. Sunt modele importate din vest, știu, Hollywood-ul vinde acest model de societate, companiile acestea multinaționale unde voiam să lucrez încurajează femeia să aibă o carieră profesională, ceea ce eu spun că este foarte bine. Femeia trebuie să aibă și o carieră profesională, trebuie să fie împlinită și profesional. Dar uitați-vă că se renunță la valorile tradiționale, se renunță la valori care au dus la perpetuarea noastră ca popor. Cum sunteți văzut dumneavoastră în Parlamentul European când veniți cu astfel de idei, cu astfel de valori, cu consilierea femeilor însărcinate ca să nu facă avort, cu renunțarea la această filozofie de identitate de gen? Cum sunteți văzut acolo? Nu sunteți un pic ciudat împotriva curentului, împotriva celorlalți care, mă rog, ei sunt evoluați, noi suntem un pic mai retrograzi? Cum vă văd colegii? Cum aveți discuții în pauză? Da, domnule, că pomeneați de rapoartele respective, că știți cum în Parlamentul European aproape că nu este sesiune să nu fie un raport sau o inițiativă cât de mică despre drepturile minorităților sexuale. Pas cu pas, mărunt, ușor, ușor se ating niște obiective. În schimb, aproape că nu sunt deloc inițiative pe ce înseamnă sprijinirea femeilor în criză de sarcină, sprijinirea familiei și așa mai departe. Întotdeauna le-am spus că dincolo de a fi, când eram în grupul socialist, dincolo de a fi în grup, dincolo de a fi de stânga, de a fi socialist, social-democrat, sunt român. În România avem anumite valori la care nu renunțăm. Suntem un popor creștin, credem în anumite valori, familia e importantă pentru noi. Și ce vedeam că se întâmplă în vest, tot timpul le spuneam, la noi asta nu se poate, nu se va întâmpla niciodată. Le spuneam, valori din port, din Amsterdam, nu o să fie niciodată bune în România. Pentru că nu se poate, noi suntem altfel. Trăim vremuri în care se aplică, încep să fie parte din viața noastră de zi cu zi. Ne uităm pe anumite posturi de televiziune, la anumite emisiuni, am ajuns să nu mai las copiii să se uite. Pentru că am fete, sunt încă mici, și pot să preia astfel de modele. Eu cred că un om politic trebuie să aibă curajul să se pună de partea corectă a unei situații, să spună adevărul. Adevărul în care el crede. Poate nu este adevărul absolut, pentru că nimeni nu deține acest adevăr. Dar dacă nu ești corect față de cei care te urmăresc, față de cei care își pun încrederea în tine și te votează, atunci de preferat să faci altceva și nu politică. Eu cred că
familia, că până la urmă vorbeam de ce măsuri trebuie luate, până la urmă totul stă în esența societății omenești. Din toate timpurile, familia a fost esența acestei societăți. Noi în familie am învățat ce e bine și ce e rău. În familie ne-am perpetuat tradițiile. De la bunici, de la părinți, am învățat despre trecutul nostru, despre tradiții, despre obiceiuri și așa mai departe. Modele de conduită în viață de la părinți, de la bunici, sunt primele modele pe care le-am luat. În momentul în care familia dispare ca celulă de bază a societății, dispar toate. De asta este un atac furibund acum pe conceptul de familie. Familia naturală, familia tradițională este atacată din toate direcțiile. De aceea ni se spune azi că un copil poate să aibă doi tați, un copil poate să aibă două mame și așa Domnule mai departe. Cătălin Ivan, aveți și percepția aceasta că suntem într-o mare luptă dintre bine și rău, între Dumnezeu și diavol, între forța binelui și forța răului și vedeți această luptă exemplificată și la nivelul Parlamentului European, la nivelul influențelor, sau aveți o altă viziune de viață? Este evident. Este evident că se dorește înlăturarea tuturor valorilor care au construit lumea în care de trăim. De ce oare se dorește asta? Aș spune dintr-un calcul pur cinic economic. Pentru că astăzi societățile capitaliste, societățile din vest, au nevoie de oameni dedicați 100% locului de muncă. Un tânăr care nu are familie, care nu-i preocupat să aibă o relație serioasă, care nu are nici gând să-și întemeieze o familie, nu mai zic să aibă copii, să mai aibă viață spirituală, să mai citească o carte, să mai meargă la o biserică și așa mai departe, este un sclav, un mic roboțel în firma respectivă și dă randament maxim. În momentul în care tânărul respectiv are copii de dus la grădiniță, adus de la grădiniță, se îmbolnăvește copilul, nu știu, are probleme soția, are viață de familie, preocuparea nu mai este 100% pentru profitul companiei. Foarte interesantă viziunea asta. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar cred că aveți mare dreptate la treaba asta. Credeți că întâmplător adică au semnat robii, la Davos acel pact? Te robi banului, practic. Vrem cât mai mulți bani, cât mai mulți bani, celelalte nu ne interesează decât... În momentul în care ții un om îndatorat cu un credit, cu al doilea credit, să-și ia o casă, să cheltuiască pe vacanțe, să se simtă bine, o viață de asta hedonistică, așa, să libertate, cuvântul ăsta libertate în viziunea lor încorporează foarte mult. Dar de fapt înseamnă o îndatorare pe toată viața. Acel om este practic prins și nu mai poate scăpa din capcană, pentru că trebuie să muncească și mai mult ca să-și plătească datoriile, se obișnuiește cu un anumit nivel de viață care presupune și mai mulți bani și vrea și mai mult și și mai mult și creditele se duc unul după altul și își iau și al doilea loc de muncă și stau și peste program ca să câștige mai mult și efectiv trece viața pe lângă ei și își dau seama că ajung la 40-50 de ani fără copii, fără familie. Ai nimănui. Într-o firmă care i-a valorizat o perioadă, dar vin alții mai tineri și mai dornici de muncă și mai dornici să se afirme profesional și ușor, ușor să-mi dați la o parte. Până la urmă este o dramă a omului modern. O dramă pe care o speculează foarte cinic o parte a capitaliștilor de astăzi, nu toți. Pentru că sunt și oameni care se îngrijesc ca angajaților să aibă o familie, să de grădinița copiilor se îngrijesc și așa mai departe. Dar sunt rare exemplele acestea. Trebuie să spunem, dragilor noștri privitori, ceva foarte important. Sunteți fericitul tata a trei fetițe. Vreau să vedem niște imagini, să vedem că ați fost și la Marșul pentru Viață sâmbătă. Mi-a părut foarte rău că n-am putut să merg, nu am fost în localitate, dar aș fi mers cu drag la Marșul pentru Viață. Să vedem, iată-vă aici. Cum se numesc fetițele? Povestiți-ne puțin istoria lor. Lângă mine este Victoria, Teodora ține baloanele și Alexandra este cu balonul roșu în mână. Cătălina, soția mea, este cu pancarta aceea pe care scrie viață. Le-am explicat de dimineață fetelor unde mergem, ce susținem la acest marș. Erau foarte, foarte încântate și bucuroase că au participat. Au povestit după aceea unde au fost și s-au lăudat prietenilor și așa mai departe.
practic... Deci povestea noastră de dragoste noi am... ca în poezie, Cătălin și Cătălina, da? Cătălin și Cătălina, da. În studenție, pentru că eram împreună, suntem împreună din primul an de facultate, am fost amândoi implicați în mișcarea studențească. Prin țară, pe unde mergeam, ni se spunea Luceafărul. Foarte frumos. Și ați fost la Marșul pentru Viață. Ce s-a întâmplat acolo? La Marșul pentru Viață a fost foarte frumos pentru că a fost multă lume, a fost o atmosferă foarte veselă. Am avut parte și de o vreme foarte bună. A fost o atmosferă foarte, foarte, foarte plăcută, pozitivă. Îi felicit pe organizatori că au ales tot curcubeul ca simbol. Pentru că acest curcubeu nu este un simbol al unei minorități, este un simbol... Apropo, câte culori are curcubeul care simbolizează filozofia de gen? Cred că are una în minus. Dacă are una în minus, nu? Dacă nu mă înșel, da. Foarte interesantă ideea asta. Dar legat de acest marș... Vă rog. Faptul că în acest an s-a dublat numărul localităților în care acest marș a avut loc... Am văzut mii de oameni în stradă, în marile orașe ale țării, în comunități mici, în comune. Iarăși s-au adunat locuitorii de acolo să mășăluiască pe o distanță mai lungă sau mai scurtă pentru a sprijini această cauză. Arată că ușor, ușor, această campanie are succes. Până la urmă este o campanie de conștientizare. Propaganda invers spune că, de fapt, acest marș pentru viață este marș împotriva avortului și că femeia ar trebui să aibă, până la urmă, dreptul să decidă. Ceea ce e corect. Decizia finală aparține femeii. Dar important este până la decizia finală a femeii respective, care este o decizie extrem de dificilă în sine. Cine o consiliază pentru orice femeie. Până atunci, familia, prietenii, apropiații, statul, toți noi. Este o vorbă care spune că să crești un copil e nevoie de un sat întreg. Noi toți, acest sat întreg, am făcut toate eforturile ca acea femeie să găsească sprijinul necesar să păstreze copilul, pentru că decizia de a renunța la copil nu este o decizie... Și în general vine din cauza sărăciei, din cauza problemelor... Din foarte multe cauze. Pentru că nu mai găsește speranță, pentru că din disperare, practic ajunge la un moment dat să, din disperare să renunțe la acel copil. Plus că trebuie să decidem o dată pentru totdeauna de când vorbim de acel copil. Văd că în vest deja circulă tot felul de curente că deja un copil până la 2 ani nu este conștient de sine și dacă s-ar curma viața unui copil care are până la 2 ani, ar fi tot un fel de avort, dacă acel copil are probleme și așa mai departe. Un copil de 2 ani, vă dați seama. În anumite state, avortul poate să aibă loc și înainte de naștere. Da, am știut. Deci, vă dați seama unde se ajunge. Când, de fapt, un copil are viață din primele secunde. De la concepere. Deci, așa este. Și statul ar trebui să asigure sprijin femeilor însărcinate încă din primele clipe ale sarcinii. Așa cred și eu. Vreau să arătăm, dragilor noștri privitori, încă o dată, în ultimele imagini, cu o conferință pe care ați ținut-o dumneavoastră în Parlamentul European. Ați invitat și pe Alexandra Nadane la Bruxelles, dar ați avut babies to go to the European Parliament. Ce ați făcut aici? Da, copiii merg la Parlamentul European. Este prima ediție a unui eveniment care va avea loc în fiecare an în luna martie, luna pentru viață în România. Este un eveniment de sprijin al Marșului pentru Viață și al acestei luni în care se întâmplă foarte multe evenimente de conștientizare și de sprijin a femeilor, de conștientizare a problemei pe care femeile o au când se află în criză de sarcină și de sprijin al acestora. Aici e delegația română sau? Participanți. O parte din cei care au participat la acest eveniment sunt cei veniți din România, dar au fost mult mai mulți în sală.
Anul viitor acest eveniment va fi mult mai mare. Au fost și europarlamentari din alte țări. Data viitoare, la a doua ediție, pentru că avem mai mult timp să-l pregătim, cu siguranță vor fi mult mai mulți în sală. Deci este un eveniment care va deveni de tradiție în Parlamentul European. Nu întâmplător este organizat de români și inițiativa ne aparține nouă, pentru că în acest moment, în România, este o problemă extrem de gravă și trebuie să tragem un semnal mare de alarmă, pentru că dacă nu ne deșteptăm și nu înțelegem gravitatea situației, viitorul este, așa cum am spus la începutul emisiunii, extrem de sumbru. Mai avem 2 minute în emisiune. Știrea cea bună este că astăzi, 2019, se poate face ceva pentru a preîntâmpina acest dezastru demografic. Această psihologie care s-a instalat foarte ciudat, oamenii săraci, mai degrabă ei au mai mulți copii decât cei care își permit anumite lucruri, au impresia că trebuie să le ofere copiilor lor marea și sarea, vorba românului. Dumneavoastră, în calitate de europarlamentar și dacă treceți de aceste alegeri de viitor europarlamentar, ce șanse credeți că are România pentru a se smulge de pe drumul acesta al prăbușirii? Este important ca din România să plece cât mai multe voci care să spună aceste lucruri în Parlamentul European. Sunt și alte țări unde mișcările conservatoare sunt tot mai puternice. Eu cred că în Parlamentul European, în viitorul mandat, vor fi 2 poli foarte puternici. Unul progresist, care promovează aceste politici de gen și așa mai departe, ce am discutat noi mai devreme, și un pol conservator care va repune în discuție ce înseamnă identitatea națională, valori, tradiții, familie și așa mai departe. Cu cât noi trimitem mai mulți acolo, cu cât din alte state, cum Italia, Germania, Franța, partidele de acolo reușesc să trimită mai mulți europarlamentari, și vocea noastră acolo va fi mai puternică și vom putea schimba ceva. Eu sunt optimist, văd ce se întâmplă în alte țări din Europa, sper ca și în România toate aceste campanii de conștientizare, de readucere a poporului român pe linia corectă, aceea a identității naționale, a valorilor, a tradițiilor, a credinței până la urmă, eu cred că și la noi votul pentru acest gen de formațiuni va fi tot mai mare și vom trimite acolo cât mai mulți europarlamentari. Este important să începem această luptă, ca și voci din această zonă să se audă tot mai puternic, pentru că deocamdată se aud numai ceilalți. Și când se aud doar ceilalți, acela este adevărul. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi domnul Cătălin Ivan, europarlamentar. Iată lucruri extrem de importante pentru România. Distribuiți această emisiune, să audă cât mai mulți oameni, să o vadă, să conștientizeze dezastrul în care ne aflăm și spre care ne îndreptăm cu pași repezi. Poate că se vor găsi la nivelul politicilor publice, la nivelul conștientizării personale, oameni care să ia decizii înspre bine. În ritmul acesta, în câțiva ani vom colapsa și economic, pentru că pensionarii vor fi mai mulți decât oamenii care vor putea să producă salarii pentru ca să le plătească pensiile. De aceea trebuie luate măsuri urgente pentru ca țara noastră să rămână, așa cum spunea poetul Grigore Vieru, și când taci, să taci tot în limba ta. Să rămână în România, să rămână cu inima română. Sunt Cornel Drăvășan, vă doresc o seară minunată. La revedere!